Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă Mureșul Alege. Astă seară vom avea plăcerea să discutăm cu doi invitați deosebiți. Unul dintre ei candidează la fotolul de primar pentru municipiul Târgu Mureș, iar după din partea celuiași partid avem un invitat la fotolul de europarlamentar. Bună seara, domnul Mihail Neamțu, bună seara, domnul Cristian Vântu. Mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți în platoul M9 în această seară. Înainte de a intra într-un debate politic, așa cum îmi place mie să-l catalogiez, aș vrea să facem o scurtă introducere, mă refer ca și background al activității dumneavoastră, ca și medic, iar în cazul domnului Neamțu, ca și profesor și om politic. Domnul Neamțu, vă mă rog. Da, bă, așa cum se știe deja despre, despre mine, îmi place să încep cu originea care e și un fel de slogan. Întotdeauna am spus că nu, sunt 50% români, 50% maghiari și 100% Târgu de 5 generații. Deci... Uh, sunt Târgu așa cum am spus, aici am făcut școală, aici am făcut facultatea de medicină, uh, am două fete, am profesat o 12 ani în Marea Britanie, înainte am fost în, în Irak, în timpul războiului, și m-am întors acasă în 2021 să particip la renașterea României, și asta încercăm să facem. Ce să vă spun altceva? Probabil unii dintre Târgămurășeni știu deja, sunt arbitru de internațional de, de câini de foarte mulți ani, asta e, asta e pasiunea mea. Și aștept sprijin din partea lor, firește, pentru că am, am lucrat împreună și ne-am ne -am ocupat, în țin minte de organizarea expozițiilor de câine, că din 86 la, la, la cetate și cam ăsta sunt eu. Dar mă cunosc, în general. Mulțumesc, domnule Vântu. Trecem la domnul Neamț. scurt domnule Neamț, câteva cuvinte despre dumneavoastră ca și carieră personală și politică, desigur. Eu am uh, copilărit la poalele munților Făgăraș, într-un oraș niciodată prea mic pentru visele mari ale acelei vârste. Și apoi, uh, fiind din Arad, uh, recunosc că m-am întrebat mereu de unde vine Mureș și din ce loc izbărește, așa încât mă simt foarte aproape de spațiul dumneavoastră, multicultural. Aradul nu era foarte diferit de... Târgu Mureș din acest punct de vedere, am avut colegi etnici maghiari, am avut colegi etnici germani. Apoi am plecat la facultate, am fost pasionat de filozofie, am fost olimpic și acolo am avut și secție de maghiară și secție de germană. Am avut mereu un regret, se spunea că tipele din zona de limbă maghiară erau foarte deștepte și frumoase. Eu, neavând acces la limba maghiară, am ratat această șansă a vieții de a descoperi multiculturalitatea filozofică, dar dincolo de orice glumă, am trăit realmente într-un spațiu de toleranță și am realizat că, de fapt, aparținem unei civilizații comune, care este civilizația europeană și chiar aș spune centrală europeană. Apoi am plecat la studii în Anglia, tot așa, iarăși un punct comun. Am devenit conservator constatând cât de grav a pătruns și cât de mult a pătruns virusul acesta al ideologiei progresiste, woke, cum mi se spune astăzi, în spațiul mai ales universitar, american și englez. Am stat și patru ani în Anglia și doi ani în Statele Unite și m-am trezit cu categorii de care uh, nu știam în țară, adică categoria de vinovăție legată de rasa albă. Eu, care vă dați să aveam o familie persecutată în perioada com comunistă, uh, nu m-am gândit niciodată că, aș că ar trebui să mi cer eu scuze pentru faptul că sunt european, creștin, heterosexual și alb pe deasupra. Credeam că alții trebuie să-și ceară scuze că au adus peste noi ne nenorocirea numită comunism. Am văzut că nimeni nu și-a cerut scuze în fața mea pentru că eram este european. Nimeni nu și-a cerut scuze pentru înțelegerile între, de pildă, Roosevelt și Stalin. Nimeni nu și-a cerut scuze pentru că am fost vânduți pe o bucată de hârtie la Ialta. Nimeni nu și-a cerut scuze pentru că 45 de ani n-am avut libertatea să călătorim în străinătate. Mama mea a plecat la Budapesta prima oră, la 42 de ani. Asta este destinul părinților mei. Și atunci când am văzut cât de mult s-a stricat, vă spun sincer, Occidentul din perspectivă spirituală și culturală, am zis că de ce nu ar trebui să am atitudinea lui Solzhenitsyn, care în discursul faimos de la Harvard în 1978 a vorbit și despre soluția este europeană, nu numai despre binefacerile materiale ale Occidentului, ci și despre binefacerile spirituale ale răsăritului. Și în cazul nostru vorbesc nu despre Moscova, pentru mine răsăritul este Ierusalim, știți? Și din această sinteză, Roma, Ierusalim și Atena, rezultă toată viziunea noastră conservatoare despre o posibilă și necesară renaștere a Europei. Așa că vin în fața noastră ca autor a peste 20 de cărți, vin în fața noastră ca pedagog, am ținut sute și poate mii de conferințe, sunt antreprenor, trez din ceea ce produc, conferințe, cursuri, inclusiv de oratorie și am acceptat într-un târziu, vă spun sincer, cu foarte mari rezerve, pentru că am avut niște eșecuri în politică, să vină în această barcă la rugămintea domnului George Simeon și a lui Cristian Tereș. Într-o noapte, la 11, m-au sunat, au zis, domnule, noi credem că locul tău este aici. Vii sau nu vii? Și vă spun ceva. Am spus că nu vin. <gânghe> la 11 noapte am spus că nu, nu, nu sunt pregătit. Și a doua zi dimineața am vorbit cu niște prieteni și când le-am povestit prieteni din America că am fost invitat să fiu pe lista scurtă la euro, mi-au spus tu ești inconștient dacă ai refuzat așa ceva. au spus, orice om serios și muncitor în politică poate așteaptă 10 ani să i se facă o asemenea ofertă. Și am sunat apoi și George Simion mi-a răspuns și a zis, nu, hai să stăm de vorbă, dar hotărăște-te și tu, Mihai, ce vrei să faci cu viața ta. Și de ce oare am refuzat? Uite, aici aș vrea să și promit că tac după asta. Pentru că percepția despre aur, în cercurile, așa zis, rafinate, intelectuale, academice, pe care eu le frecventam. Gândiți-vă că l-am avut pe părintele Constantine cu l a invitat la Clubul Marele Cărți, că l-am avut pe profesorul Ioan Aurel Pop invitat la nenumărate dezbate. Deci noi am lucrat cu oameni de top. Ei, în aceste medii, sau în anumite medii, nu neapărat persoanele pe care le-am evocat, în anumite medii de tip intelectual, cultural și chiar religios, s-a cristalizat această percepție greșită, de, din punctul meu de vedere, despre aur ca despre un partid extremist uitați-vă la amândoi dacă avem noi alura unor inci da. care mâine să pună mâna pe o bombă. Acum că Mihai pe care îl cunosc de probabil că de vreo 12, 13 ani, an, da. da. nu știm din mediul online că firește cei ca noi colaborează vrând da. de vrând, ajung să se cunoască. Mi-a adus aminte de exact de problema asta. Noi suntem făcuți, foarte frecvent, suntem făcuți brusofili. Un, un om în situația mea, a cărui mamă a fost persecutată de securitate. da, atât, de, atât din partea, și bunica la fel, din partea mamei, la fel bunicii din partea tatălui. Uh, au avut de suferit din cauza comunismului adus de tancurile sovietice. Cum aș putea eu să fiu uh, rusofil? Mama a plecat din România... Uh, în 1987 și a rămas în Germania exact din motivul ăsta. A ajuns internat de la psihiatrie din cauza problemelor pe care le-a avut la securitate. Da? Și am trăit din copilărie permanent cu, cu această idee uh, uh, să nu ne ocupe rușii. Da? Dar noi nu vorbeam atunci neapărat de poporul rus, sau de cultura rusă. Nu de aia era vorba. Era vorba de, de, de unul sovietică. Dar ăla era pericolul. Și care era pericolul acolo până la urmă? Și, și ma, cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere, a sistemului comunist era ateismul. În ziua de astăzi, ateismul vine din Occident. Asta este uh, busola mea. Da? Deci, cei care atacă biserica, cei care, atacă, piserica, cei care atacă pe Dumnezeu, nu au cum să îmi facă bine și nu am cum să am încredere în ei. Vedeți, vedeți uh, foarte bine. Acum, să se spun valori europene. Ce sunt valorile europene? Valorile europene în care eu cred sunt adevărul, binele și frumosul. Nu sunt uh, globalismul, LGBT-ul sau imigrația. Astea sunt adevăratele valori europene pe care noi vrem să le readucem în Parlamentul European. Da? Împotriva aceea ce-și doresc cei care conduc acum Uniunea Europeană și care ne impun aceste monstruozități ca pe valori europene. Oamenii trebuie să se trezească și să înțeleagă că nu astea sunt valorile europene. Civilizația europeană s-a clădit pe cultura greacă, s-a clădit pe dreptul roman și pe morala creștină. Unde sunt toate acestea ziua de astăzi? Unde este morala creștină în, 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 tot ceea ce încearcă ei să ne impună astăzi? Da? Și vedeți foarte bine, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care eu am venit în aur. Pentru că am participat în Anglia, eram în Coalition of la vremea respectivă. Și simt că 2011 se spunea că uh, căsătoria între persoanele de același sex da, este un primul pas. Dar ei au negat treaba asta. Și exact așa a fost. Un an mai târziu, au început, am auzit pentru prima dată termenul de transfob. Nici nu știam ce înseamnă aceea. Transfobia, adică când ai o fobie față de persoanele care își schimbă sexul. Acum, deja, se ajunge la transhumanism. Deci, pur și simplu, este o cultură a relativismului da? și un fel de deconstructivism care este dus la nivel social. Bine, nu că nu l-ar promova și în artă sau în literatură. Da? De așa, așa, unde o să ajungem? Așa, până la urmă, o să distrugem umanitatea, nu doar Europa. Astea sunt motivele pentru care eu am scris în aur. Nu pentru că aș fi șovin, cum să fiu șovin, că sunt jumătate ungur, nu pot să-mi dau cu stânga peste dreapta. Da? Nu că pentru că aș fi uh, un naționalist în, în sens rău. Da, cum să nu? Țin la națiunea română. Dar uh, încerc să-și salvez. Asta, e, asta este menirea pentru care... Asta e menirea noastră. Și la vârsta mea, la 50 de ani, probabil, și Mihai e destul de aproape de vârsta 46, asta. Da. Nu? Uh, 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 îți. Uh... Pe mine cel puțin. Te cuprinde gândul ăsta a responsabilității față de cei față de generațiile care, care urmează, față de copiii mei. Eu am două fete, da? Ce las după mine? Despre asta este vorba. Asta e singura motivație. Dacă nu acum, atunci când? Și dacă nu în aur, atunci unde? Spune și dacă dumneavoastră... nu în atunci cine? <laughs> da, spuneți-mi dumneavoastră un alt partid care reprezintă, care reprezintă aceste valori tradiționale. Da? Pilonii noștri sunt familia, credința, națiunea și libertatea. Să nu uităm, da? Niciun alt partid nu ne susține, toți ceilalți sunt obedienți în fața conducerii uh, de la Bruxelles și, și uh, probabil că iau sentimentul că îi pot păcăli. Nu îi vor putea păcăli. Toate aceste agende va fi implementate de la, de la uh, cel mai înalt nivel și până, și până uh, la nivel local. Așa cum spuneam în data trecută despre uh, eliminarea locurilor de parcare de pe Gheorghe Duja și înlocuirea lor cu uh, tufe sau cu ronduri de flori. Nu că n-ar fi importante și acelea. Dar oamenii nu mai au locuri de parcare. Eh, exact asta înseamnă ideologia aceasta ecoisterică care ne se impune de la Bruxelles. Și pe care lumea crede că nu, pe mine nu mă afectează. Ba, vă afectează, nu mai am unde să-ți parchez mașinile. Tocmai asta vreau să punctez, domnule doctor, acest aspect care, practic, la nivel local, pe noi, Târgu Mureșinii, ne interesează. Avem mai mult ca niciodată o paletă de candidați la fotolul de primar al municipiului Târgu Mureș destul de interesantă. Vorbim de medici, vorbim de oameni de afaceri, vorbim de oameni care au reușit în profesiile lor, atât ca și antreprenori, cât și ca medici sau orice altă profesie liberală. Și toți au un singur scop, binele urbei, da? Acum noastră candidați din partea aur la fotul de primar al municipiului Târgu Mureș. Aș vrea să ne spuneți concret, dacă mâine vezi primarul orașului Târgu Mureș, care ar fi prima măsură pe care ați implementat-o ca și primar, având în, vedere, având în vedere că în spatele dumneavoastră este o echipă, este un consiliu local care trebuie să vă susțină această idee pe care noastră ați dori să o implementați de mâine. Păi asta am spus o dată trecută, am repetat-o chiar înainte. Aș, chiar dacă există un proiect european și care ne obligă ca timp de 5 ani să nu modificăm structura uh, străzii Gheorghe Doja și acum o să urmeze strada de, străzile din zona clinicilor și Bulevardul 1 Decembrie, să sufere aceleași uh, modificări, să reducă de la două benzi la o singură bandă, să elimine lucrurile de parcare... Da, Deci, asta aș face, în primul rând, și asta este o măsură, asta este, adică aș bloca respectivele proiecte da? cu tot riscul pe care, care ar exista legat de eventuale amenzi pe care le-am primit. Am, am găsit noi o soluție. Am scoate respectivele uh, ronduri de flori și am face niște locuri de parcare peste. Și după aceea, în momentul în care se construiesc parcările în, în cartiere, așa trebuia început, de fapt, după aceea revenim, că avem nevoie și de flori firește, avem nevoie de frumos. Nu? Și noi ne dorim treaba asta. Dar nu cu prețul ăsta. Asta e, asta este problema. Dar, indiferent, oricât bine aș încerca să fac eu ca primar, fără un consiliu local loial, fără lista de consiliere aur, voi fi impotent. Nu voi putea realiza nimic. La asta mă, mă refeream. Și mai mult decât atât, rezumându-mă la doctrina pe care dumneavoastră ați expus-o într-un mod foarte frumos, aș puncta un aspect interesant care vreau să văd dacă face parte din agenda dumneavoastră ca și program electoral și anume exodul tinerilor din municipiul Târgu Mureș. Avem o problemă la nivel de județ cu care ne confruntăm de ani de zile. Dar problema se numește sărăcia. Sărăcia. Bun. Lipsa atragerii de investiții străine lipsa dezvoltării unui mediu de afaceri propice și în care, practic, dintr-un principiu concurențial să denote locuri de muncă, să denote performanță, să denote transparență. Mă refer și la mediul public, mă adică refer și la mediul... care să aducă bunăstarea. Exact. Căpirea asta este exact. Fiește, ca, ca, primar și ca nici Consiliul Local nu are puterea să rezolve lucrurile astea și mai ales nu are puterea să le rezolve repede. Da? Să-i atragi investitori străini sau de ce nu investitori români, îți trebuie timp. Îți trebuie timp, îți trebuie viziune, firește că vom încerca să, să, facem treaba asta, dar există alte măsuri prin care poți aduce bunăstarea oamenilor. Și, deci dacă nu poți să le dai bani, poți să puțin să le scazi preț utilităților. Asta am spus, repet aici, cât ca a treia oară, am spus că vrem să reorganizăm organizăm Servul. Noi avem cel mai mare preț, cred că cel mai mare preț la apa amenajare din România. Uh, știm de ce. Deci trebuie reorganizat cu Servo și trebuie scăzut prețul pe menajere, trebuie să înființăm un serviciu nou de salubritate, care să fie direct în subordinea primăriei, ca să scădem prețul uh, serviciilor de salubritate și să le facem mai predictibile. Vedeți ce probleme avem acum de vreo doi de ani cu treaba asta. Deci, astea sunt măsuri realizabile. Eu, de asta am, am spus. Eu, eu nu vorbesc despre podul Mureș, nu vorbesc despre centuri ocolitoare care se finanțează oricum prin ce mai da? Eu vorbesc despre lucruri pe care le putem face prin simplă voință uh, și. Uh, și... Decizie politică. da? Deci, cu un Consiliu loial și cu un, un Consiliu care își dorește să facă bine trăgumureșenii, putem să realizăm lucrurile astea, orice om își dă seama, sunt realizabile. Trebuie doar voință. Trecem la nivel europarlamentar, regional și uh, uh, chiar european. Domnule Neamțu, candidați ca și europarlamentar, din partea Partidului Aur, da? Uh, ce va determina. Alianței, alianței uh, Aur? Ce va determina să luați această decizie și care ar fi. O principală măsură a mandatului dumneavoastră, în calitate de europarlamentar? Mi-aș dori să blocăm propaganda LGBTQ în școli. Mi se pare anormal ca un copil de 13-14 ani, care nu are dreptul de vot, care nu are dreptul să conducă o mașină, să poată să-și facă, iertați-mă, o operație de schimbare de sex. Este inadmisibil că acest lucru se întâmplă în continuare în Canada sau chiar în anumite state din America. Această propagandă trebuie oprită. Al doilea lucru, aș vrea să văd că o subvenție la hectar pentru un fermier român uh, egalează subvenția unui fermier francez, este imposibil să faci competiție, să faci o competiție celor din occident dacă tu nu ai aceeași până la urmă, contributivitate sau aceeași contribuție uh, la hectar, deși mă rog, sub, subvențiile nu sunt tocmai măsuri de dreapta, dar cer măcar să fie uh, o egalitate de șanse la început. Apoi, aș vrea să văd și vă spun foarte, foarte sincer că există un interes din partea Uniunii Europene pentru menajarea și pentru chiar protejarea conștiinței creștine și a identității acesteia a civilizației noastre. De ce putem tipări, iertați-mă, propagandă Hamas? Știați asta? A descoperit Cristian Tereș, colegul nostru, că se dau bani europeni pentru propaganda Hamas în Palestina. De ce nu se dau bani, vă întreb de pilă, pentru tipărirea Bibliei în limba arabă? Știți că lucrul acesta l-a făcut, de pildă, dau un exemplu, Constantin Brâncoveanu la, la Snagov, în secolul 17 se tipăreau Biblii, de fapt, de fapt, textele Noului Testament în limba arabă pentru creștinii persecutați din Orientul Mijlociu, de ce n-am mai asuma pe bani europeni opera aceasta de mecenat? Mi-aș dori să văd de asemenea un muzeu al dictaturii comuniste. De ce nu vorbim despre acești eroi ai rezistenței noastre la superlativ, într-un spațiu dedicat lor, așa încât oricine aterizează la autopeni, după 10 minute de mers, să găsească în centrul orașului sau chiar în zona pieței presei libere să găsească un muzeu dedicat, repet, celor care în anii 50, în anii 60 au spus nu acestei imense dictaturi sovietice care s-a prelungit printr-o dictatură maoistă și apoi printr-o uh, dictatură neocomunistă la noi până în anii 90. Ar trebui, din punct de vedere cultural, să punem accentul iarăși, aici aș vedea și un loc pentru finanțări europene, pe noua cultură vizuală. Gândiți-vă că noi nu am făcut, și nu vreau să sune propagandistic, dar sunt un tip pasionat de istorie. Eu nu sunt istoric, ci sunt doar pasionat de istorie. Noi n-am făcut din anii 4, din mă din anii 1980 sau din anii 70 un film despre Mihai Viteazu. A fost o figură complexă și n-aș vrea neapărat un discurs de tip neo-ceaușist Dar de ce nu vorbim despre Mihai Viteazu? De ce să fac doar filme mizerabiliste în care eternul ibric care se fierbe la, mă rog, foc stins devoalează un decor mai degrabă depresiv al familiei românești? De ce nu vorbim despre eroi, genii și sfinți? De ce nu punem figura lui, de pildă, europeană, a lui Mircea Vodă sau Mircea cel Bătrân, care a fost, nu știu dacă știați, rudă cu Sigismund de Luxemburg, care, apropo, a construit catedrală din Cluj și care a luptat la Nicopole în 1395-1396 împotriva Imperiului Otoman. Aceste teme, politically incorrect, ar trebui reluate. Noi am avut, că vin de acolo, din Hunedoara, în figura lui Iancu de Hunedoara, un cruciat veritabil. Noi nu vorbim despre aceste lucruri și atunci copiii noștri cresc fără modele. Ei se uită la, mă scuzați, un manelist care învârte Furca banii și spun, a, asta vreau să fiu, să fiu și eu. De ce? Fiindcă orizontul lor cultural, al adolescenților de astăzi, este limitat la ceea ce li se prezintă pe TikTok sau mai știu unde. Deci, eu cred foarte mult într-o implicare în zona de revoluție conservatoare culturală, prin care înțeleg ce, revenirea la obârși și la izvor, cum spunea Lucian Blaga, la și și la izvor, dacă vom reveni, vom descoperi modelele de excelență. Nu cred, de asemenea, că trebuie să uităm. Chestiuni cum ar fi referendumurile. Deci, pentru mine și cred că și pentru alți colegi, instituția referendumului trebuie să revină în actualitate. De ce? Pentru că dacă tu vrei, de exemplu, să extinzi Uniunea Europeană, sau dacă vrei să ai această mutare, mutare până la urmă, aș spune, nedemocratică, de populații, adică strămutare este cuvântul, care e o procedură interzisă de Constituție. Dacă tu vrei să ai aceste mutații în interiorul Uniunii Europene ale unor populații venite din zona subsahariană sau din zona africană. Tu trebuie să întrebi poporul românesc sau nu de acord. Ori de cele mai multe ori poporul nu mai este întrebat, este socotit așa un fel de entitate inutilă, poporul. Când de fapt poporul este în buna tradiție constituționalistă americană și uh, europeană, este subiectul actului politic. Dacă noi facem politic, este pentru ca poporul să prospere. Deci sunt foarte multe lucruri pe care aș dori să le fac. mi a spus o întrebare scurtă și am dat un răspuns amplu, în sfera culturală, în sfera uh, agriculturii, pentru că există o legătură între cele două, uh, în sfera spirituală. Și aici a, aș vrea să menționez și faptul că voi fi prezent într-o comisie de apărare a libertății religioase și mă voi lupta ca orice creștin, inclusiv creștin misionari, români de confesiune pentecostală, baptistă, ortodoxă, catolică, greco-catolică sau orice altă confesiune care se duc în Africa. Eu cunosc cazurile acestea. Și sunt persecutați de Boko Haram sau de oricine altcineva, trebuie să aibă protecție diplomatică din partea UE. Este inadmisibil ca să avem creștini români sau maghiari care fac misiune în Africa și care sunt atacați de către, repet, niște jihadiști radicali. Nu mi se pare că e normal să abandonăm continentul african în ghiarele Chinei da? sau mâinile altor forțe și noi, europenii, care ne-am totuși învrenicit sute de ani să propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm chestiunea aceasta educativă deoparte. Deci sunt foarte multe proiecte pe care le-aș avea în, în vedere, dar pentru asta, vă spun foarte sincer, e nevoie de o mobilizare. Pentru că sunt pe un loc eligibil, sunt pe locul 10, mai este și domnul Peter Costea, care este creștin evanghelic în spatele meu. Aur în sondaje e acolo, undeva între 25-27% prin redistribuire noi putem lua lejer 10 locuri, poate chiar cu șanse 11, depinde de mobilizarea diasporei, dar cei care ne ascultă aș vrea să fie foarte conștienți de faptul că fără implicarea lor, fără un plus de mobilizare, fără mesaje trimite, trimise unor prieteni, fără, eu știu, pur și simplu activismul acesta și fără dinamica aceasta democratică locală, nu avem nicio șansă să avem un om admirabil ca domnul doctor în funcție de primar sau oameni foarte fain pe lista aur în poziția de europarlamentar. Nu știu dacă v-ați uitat, cu asta chiar închei, în uh, lista inclusă de PNL și PSD pentru aceste alegeri la euro, am găsit doi campioni ai absenteismului, noi spuneam când eram licenți QLNG. Și anume, trecem peste faptul că locul 1 este al unui grec care a stat toată viața în închisoare, iertați-mă, toți cei 5 ani în închisoare. Deci nu se pune. Locul imediat uh, următor este ocupat de, știți? Nu? Da, sunteți și Pe de asta vă întreb. La PSD PNL? Da, la PSD PNL. Nu, nu. În, 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 lista de 750 de euro parlamentari, românii, din păcate, din păcate, în lista aceasta de 750 de euro parlamentari, se laudă cu două personalități în top 5 Chiulangii. Nu știu dacă știați. Unul este de la PSD. Vă rog să verificați că sunt da, ziarism. Este Manda. Omul ăsta n-a ținut niciun speech timp de 5 domnule, ani de zile. Domnul eu aș. Așa, și pe locul cinci țin foarte mult să spun asta. <laughs> da, vă mă rog. Este patriotul nostru, da. din Ocna Mureș. Omul acesta căruia îi curge o lacrimă atunci când spune România, pe numele său Rareș Bogdan. Domnule, de pe locul acela de absentei sau de... de, de, de Iertați-mă, mai poți emite pretenții la încă un mandat? Se pare că da. Da. Deci, domnule, aceste persoane pe care le-ați enunțat nu sunt în platou. Nu sunt prezente, nu sunt, nu și, prezente. Nu. și nu. E, nu e fair play să discutăm. Eu aș face o paranteză și aș rămâne la partea de europarlamentare și locale și aș atinge un subiect pe care nu l-ați menționat, educația. Eu sunt de profesie consultant educațional și lucrez în educație la nivel regional pe lanțul intercapartic ca și zonă geografică. Vreau să vă spun că în momentul de față în România există două programe. Programul național pentru reducerea abandonului școlar cu finanțarea europeană. Pentru reducerea? pentru Reducerea banului școlar. Reducerea respectiv, PNR c 15, componenta pe educație. Da? Asta vă vizează pe dumneavoastră și, la nivel local, pe dumneavoastră, domnule doctor, programul național de reducere a banului școlar. Noi, ca și județ, stăm deficitar în acest moment la ambele capitole. Administrația actuală, din păcate, într-adevăr, a reușit în foarte multe școli din Târgu Mureș să implementeze conceptul de tablă interactivă, de laptop, de cameră de documente. Administrația a reușit un singur lucru, să sporească traficul de droguri care era existent înainte. Da, uite, este o, este o, chestie foarte bine punctată de către dumneavoastră, vârsta de debut la nivelul național pe consumul de droguri 13 ani în România. Asta este o chestie da. care ați punctat-o foarte bine. Spus, și la precedentă. Consiliul local și... poate forma o celulă de criză la care să participe toate instituțiile statului abilitate, din și așa mai departe, și care să oprească această problemă. Domnule doctor, acestor tineri, noi trebuie să le oferim o alternativă prin educație. Alternativă la noi, droguri. Nu. Noi trebuie să punem stop droguri, stop consum de alcool, stop tutun în, în rândul tinerilor. Clar. Dar noi trebuie să venim înspre ei clar cu niște alternative culturale, educaționale, sportive, pentru că acești tineri merită o a doua șansă, chiar dacă ei sunt consumatori, absolut merită o a doua șansă și susțin o a doua șansă în cazul lor. Dar la nivel de administrație noi trebuie să știm că Trebuie aceste fonduri să le accesăm într-un într procent mult mai mare decât ele sunt accesate atât la nivel local, cât și la nivel național, da? Și vreau să vă, vă întreb la nivel de doctrină și la nivel punctual cum credeți că aurul, dacă va câștiga mâine la nivel local, fotul de primar și veți avea și o echipă de consilieri în spate care să vă susțină, veți putea. Crește gradul de absorbție a acestor fonduri, pentru că România, la nivel de educație, mă refer valoric pe aceste două proiecte europene, nu se va mai întâlni cu asemenea resurse financiare. Asemenea ocazie, da. eu, eu vă asigur că vom accesa absolut toate fondurile disponibile, pentru că banii gratis sunt bineveniți întotdeauna și ar fi o mare prostie să trecem pe lângă această oportunitate, cum a spus, cu condiția ca aceste fonduri să nu ne oblige să introducem uh, programe educaționale care nu corespundă. Uh, doctrine noastră. Da? Eu nici, adică nu, nu pot să vând sufletul copiilor mei pe nicio sumă. Deci, nu mă interesează câți bani ne oferă dacă ne obligă să introducem educația sexuală în școli, să nu învețe copiii la școală uh, împotriva dreptului meu constituțional de a-mi educa copiii conform convingerilor și a credinței mele, să mi le duce că mama sa poate să fie taică sau și eventual iarăși înapoi, sa după șase luni, dacă se poate. De ce nu? Deci, atunci, mulțumesc frumos, de bani nu avem nevoie. Din fericire, aceste două programe nu includ aceste aspecte. Probabil că le-ați referă... citit bine. Eu, sunt foarte multe programe pe care, dacă le citiți, uh, o să, o să descoperiți niște lucruri uh, la care nu v-ați gândit inițial. Așa sunt formulate, domnule. E o armată de oameni acolo care așa formulează aceste programe, încât să nu-ți dai seama ce breșe deschid ulterior și breșe prin care îți vin diverse organizații non-guvernamentale de uh, genul. Uh, nu vreau să le nominalizez, dar uh, care exact cu asta se ocupă și care sunt finanțate, pentru că uh, România au dreptul să fie finanțată din exterior. Eu aș interzice acest drept. Uh, și... ONG-uri mozaicate, acceptate. Abs -abs Absolut, da. Și vin și în timp ce dumneavoastră sunteți la, la servici, stați până la 6 după masă acolo, copiii dumneavoastră, pe banii din impozitele dumneavoastră, sunt îndoctrinați la școală că uh, tata e soția. Da. Dar mai există o soluție pe lângă educație, iertați-mă la abandonul școlar, munca. E un cuvânt de care, Acum. în primul rând e un cuvânt frumos de, de origine maghiară, dacă nu mă înșel, muncă. Muncă, spune și noi maghiară. Nu? No? Odată. Deci n-am greșit. doi este un cuvânt care trebuie, iertați-mă, reinvestit cu demnitate și cu uh, un semantism pozitiv. De ce este o rușine la 16 ani, la 14 ani să muncești? Uh, Credeți-mă, valorile noastre conservatoare aduc în prim plan uh, această, dacă vreți, dimensiune, vine să spun, o să fiu pretențios, soteriologică a muncii. Munca pur și simplu te mântuiește, te, te salvează dintr-o stare depresivă. Să dai cu sapa. Eu am mers, iertați-mă, eu am mers copil fiind și am tot muncit pământul bunicilor mei, am cules, bineînțeles, fructe și legume ani de zile, în fiecare vară, mai și câștigam din vânzarea lor, de recunosc asta și lucrul ăsta mi-a dat mie o etică a muncii, zic eu, solidă, că așa altfel nu puteam să scriu 20 de cărți dacă e să mă gândesc. Deci, muncind foarte mult, scap de aceste depresii, scap de aceste ispite, ispita inclusiv a drogurilor ușoare și încet, încet te verticalizezi, te vertebrezi, devii om, cu alte cuvinte, din băiat devii bărbat. Apoi, iertați-mă, o educație familială. Nu vorbește aici un om care să nu fi cunoscut eșecul, că viața modernă, din păcate, te expune și la aceste experiențe ale dezamăgirii sentimentale. Dar să ai totuși ca principiu orientarea ta, ca ființă, ca om, spre întemerea unei familii, e un lucru sănătos. Oricât de des vă întreb eu astăzi, în școlile din România vine cineva care să aibă și o familie frumoasă, împlinită, cu 2-3 copii și zice în fața tinerilor, hei, hai să discutăm despre ce trebuie să faci când întemezi o familie. Foarte rar. Și de aceea există această întârziere a decizii de a te căsători Fetele de uh, 19-20 de ani se, a, se gândesc să se căsătorească la 26-27 După aia mai vine o oportunitate de studii postuniversitare Împlinesc 33 și constată la 35-36 că au rămas necăsătorite și că E un pic cam târziu Și că s-au încă o dată simțit rădate de discursul uh, -mă, feminist Radical feminist antifamilie Al uh, stângii al stângii progresiste Deci consider că munca Educația și familia în general, care te responsabilizează, acestea trei sunt soluția, pe lângă cea pe care am menționat-o, care ține de componenta culturală, anume redescoperirea modelelor, toate acestea sunt soluții la stările prin care orice adolescent, cu siguranță, dacă mai ales este un adolescent abandonat de tată sau de mamă, abandonat de bunici sau pur și simplu părăsit de prieteni, orice tânăr, într-adevăr, este ispitit atunci. Și eu care. Știu ce înseamnă și biserica în viața unui tânăr, fiindcă la 16 ani am decis să merg și eu la biserică prima oară. Spun atât. E bine să nu scoți din viața oricui uh, orizontul acesta spiritual. Dar vă întreb, cine mai vorbește despre experiența religioasă? Eliade a fost un mare istoric al religiilor. Cine dintre noi ia în serios opera lui Eliade care spune că sacrul reprezintă o categorie intrinsecă a existenței umane? Și atunci ne conduc tot de birocrați care în viața lor n-au descoperit, cum se spune, o înălțimea unor contemplații duhovnicești și care, ca birocrați, vor să reprezinte filozofia de la Davos, a unei imanențe fără transcendență, în care nu există memorie istorică, în care nu există iertați-mă, rădăcină în pământul acesta, dar nici privirea către cer. Și ăsta este motivul pentru care eșecul modernității târzii, postmoderne, deconstructiviste, se reflectă în disperarea, efectiv, în disperarea acestor tine. I-am observat, asta e o observație personală, tot ceea ce încearcă conducerea actuală a Uniunii Europene, dar nu numai, în general, a statelor occidentale și uh, reușește, păcălind uh, oamenii să i voteze cu diverse uh, măsuri sau uh, considerându-se moderației ei înșiși, dar ceea ce încearcă este să, să rupă omului, să, să, distrugă sentimentul de apartenență al omului. Da? Și ce de omului sentimentul de apartenență? E de familia, firește, nu? E de biserica, pentru că aparține de o comunitate religioasă și de națiunea. Limba. Da. Vă uitați în Occident și vedeți ce s-a întâmplat acolo Exact asta se întâmplă aici Noi suntem undeva pe la jumătatea drumului Încă da? Acolo națiunea nu mai există Biserica, mai de mine, este chiar o rușine Se închid bisericile, nu mai participă nimeni la viața religioasă Și acum distrug ultimul lucru Care îți dă sentimentul de apartenență familia Și în clipa aceea Individul este gol în mâna statului. Da? Era, va fi singurul lui Dumnezeu. Servicii. Eu țin minte când eram în Anglia, am văzut o singură coadă foarte mare, în afară de uh, fast food uh, care era în fața unei clădiri mari în Nottingham și am întrebat noi ce clădire asta? Ce, serviciile sociale. E, și -am seama, Eu mi-aș permite, domnule doctor, să vă contrazic. Într-adevăr, tendința generală e așa cum o expuneți dumneavoastră. Dar există și în Occident și vă spun că și la nivel local, uite, dumneavoastră nu știți acest lucru, eu până să înceapă această dezbatere politică pe, cu toți cu candidații care vor fi pe 9 iunie la fotolul de primar pentru municipiul Târgu Mureș, am în cadrul acestui platou în fiecare vineri o emisiune strict pe teme religioase. Unde dumneavoastră este în România, normal că da, faceți încă. Dar vă spun că, că și, la nivel, și, 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 la, și la nivel uh, național, și la nivel european, sunt nucleie, de asta nu, nu e bine să generalizăm. Într-adevăr, la modul general, uh, nu suntem orientați într-o direcție corectă și atunci se impune să venim cu niște măsuri concrete în a ne menține aceste valori de care noastră vorbim. Păi a, bbc a anulat, iertăți-mă, BBC-ul anulat slujba de Paști. Adică, cum să spun, dacă nici măcar slujba de Paști nu mai este transmisă, slujba, bineînțeles, organizată de către Biserica Anglicană, în St. Paul's Cathedral, dacă nici ea nu mai este relevantă, eu nu știu ce slujbă s-ar mai putea transmite. S să nu mai vorbim de mediile, de mediile universitare. Deci, în Occident, în cele, mai multe, în cele mai multe universități, da, și asta a început. Probabil din Frankfurt, din Germania, când au plecat, au plecat intelectualii radicali de stânga după al doilea război mondial, au plecat la University of Columbia în America și de acolo ulterior și către noi în, Europa, mediile universitare sunt infectate de acest radicalism de stânga. Acolo nu poți să fii ortodox practicant, să ne înțelegem. Mihai poate confirma, el, el da, a nu făcut poți. facultatea în, în Anglia da? și știu de la alți, de la alți tineri. Exact. Știu, știu situația asta. Iar la noi se întâmplă același lucru. Eu vreau să, să fac la, o paranteză la UBB că... și la București. UBB și București au devenit două universități care promovează fățiși toată această agenda progresistă ateistă. Nu poți să te duci să spui că ești creștin sau să-ți faci cruce, pentru că râd cei din jurul tău. Da? Și asta firește că te simți destul de rău ca tânără. Mulțumesc. E tare că v-am întrebat, dar m-a stimulat când mi-ați spus despre Anglia. Am, am terminat facultatea, l a plăcut foarte mult, cred, nu știu, un anumit tip de impetuzitate și uh, energie intelectuală, și am trecut printr-un interviu și am făcut o gafă fatală. M-au întrebat, au să spun întâi în engleză, m-au întrebat, întrebat cei care erau în juriu, teologi, teologi, încă o dată, teologi, m-au întrebat uh, ceva despre fenomenologia privirii, e o chestiune da. sofisticată din Husel. Și au zis The Phenomenology of Gays. Și eu am vrut să fac o glumă, și am zis It Depends How You Spell It. <laughs> uh, cu sugestia că pot să fac Dar... și fenomenologia vieții homosexuale. E efectiv sau au schimbat la față, au zis că este o glumă inacceptabilă de tip homofob. Și că deși ei apreciază preocupările mele intelectuale, un asemenea climat de homofobie nu poate fi tolerat la King's College. Asta este experiența făcută, trăită de mine. Asta nu înseamnă că nu sunt oameni civilizați și faini care în continuare rezistă pe baricadele uh, faimoasei universități Asta americane. Asta vreau să spun eu, că cu siguranță sunt și caractere de astfel încât uh, ei să lupte contra acestui Dar curent. Jordan s -s Peterson este mediate. un exemplu. Jordan Peterson da, da? este un da? exemplu de psiholog. Și psiholog canadian, căruia i s-a interzis să mai predea și să mai fie chiar psihoterapeut, pentru că a refuzat să folosească pronumele acelea bizare, nici nu știu cum le putem traduce noi în limba română, pronumele pentru persoanele de trans. Deci lumea, scuzați-mă, pe românește spus, a luat o razna. a luat o raznă. Asta nu înseamnă că noi suntem filo-Putin sau că avem o simpatie față de Xi Jinping. Încă o dată, nu trebuie să opunem nebunie occidentale, tirania sino-rusă, sino absolut deloc. Dar nici nu pot, să vă spun foarte sincer, să îmi propun eu, Mihai Neamțu, sau noi, colegii de la AUR, nu ne putem propune să schimbăm rânduia la Partidului Comunist Chinez în Beijing. E prea departe de noi, nu avem nicio șansă. Ne putem însă propune să construim o redută, așa cum au făcut-o polonezii, maghiarii, croații într-o anumită măsură, pe alocuri spanioli, pe alocuri italieni, cu Giorgia Meloni, care acum a venit pe turnantă, ne putem propune să construim o mică redută culturală ca în următorii 50-70 de ani copiii și mai ales nepoții noștri să nu fie obligați, iertați-mă, să trăiască într-un coșmar de tip turnul Babel. Asta este tot ceea ce îmi propun eu acum. Mai am 20 de, viața, 20 de ani de viață activă, apoi vreau să mă retrag și eu să-mi scriu memoriile, gândurile, cărțile și să mai fac două, trei conferințe. Dar până atunci, cu energia pe care încă ne-o mai dă vârsta aceasta activă, putem să construim instituții Ocolite, ferite de aceste elemente de virus ideologic Pentru că virusul acesta ideologic are rădăcini adânci Eu acum sunt filozof la bază Dar Karl Marx a născut la Trier, nu la Focșani, scuzați-mă și ideologia Partidului Comunist vine din textele scrise în secolul 19, de acest, până la urmă, doctrinar al revoluțiilor de secolul 20, care au distrus, care au pustit lumea. Nu numai România, nu numai Europa de Est, ci și, nu uitați, Asia, Laos, Vietnam, bineînțeles Corea de Nord, dar și America Latină, să nu uităm de nebunia din Venezuela din zilele noastre. Și acest virus ideologic care s-a, iertați-mă, implantat în mintea oamenilor plecând de la niște cărți, Trebuie combătut cu ce? Cu cărți. Cu dezbateri și noi suntem singurul partid care ia doctrina în serios, dacă mergeți acum la cei de la, nu știu, alternativa sau cum se numește partidul ăsta, USR, nu? Da, dumneavoastră este foarte frumos să avem o dezbatere de tip doctrinal. Ei spun că sunt de dreapta, asta am vrut să spun. E, e adevă... Deci îi întreb pe ei ce sunteți voi, cine sunteți voi, ei zic noi suntem de dreapta când te duci cu ei de mână la Bruxelles, constați, constați, că te bagă în cel mai de stânga partid care există, Renew Europe. Nu Nu asta vedeți cacofonia asta, măcar noi suntem aceiași și la București, și la Târgu Mureș, și la Bruxelles. Eu vă felicit pentru acest lucru, numai că trebuie să știți că cei care pun ștampila pe 9 iunie, atât la alegerile locale, cât și la cele europarlamentare, sunt cetățeni care nu prea se uh, identifică cu această doctrină politică, pentru că ei oarecum de lungul acestor de asta De unde știți care cu ce se identifică? Pentru că simt pulsul oamenilor pe stradă când mergi pe stradă, simți pulsul oamenilor dezamăgiți. Nu eu când am fost la caravana medicală și am fost de un 8 luni în toată țara, eu vă spun că am simțit un alt suflu. Eu am simțit un suflu al acelui român conservator care chiar vrea să se întoarcă înapoi la țara lui, la valorile lui, la obiceiurile lui și la tradiție. Deci România nu este cea pe care o vedeți dumneavoastră în centrul vechi din București. Și nici în parcul de lângă Universitatea din Cluj. Nu, România profundă este total altfel decât vă imaginați. Și asta exact asta își dorește, că de-aia avem noi 27-30%. Da, este. este deci eu sunt de acord cu aceste sondaje pe care noi să le exclui. Aveam nevoie de optimismul deci... ăsta, sincer că merg la o dezbatere la Reghin. Deci, eu ceea ce vreau să spun în evidență, dacă noastră veți reuși să obțineți acest fotolul de primar respectiv, noastră să fiți europarlamentari, vreau niște măsuri concrete care să determine cât mai mulți oameni să creadă, uite, băi, vine, noi dincolo am... de ideologie, dincolo de doctrină, vine concret cu ceva spre noi. Noi am da. discutat treaba asta și înainte de emisiune și v-am spus că am mai fost la două emisiuni aici, unde am vorbit exact despre măsurile concrete pe care vreau să le iau. Dar venind cu colegul meu, cu Mihai, care candează la europarlamentare, firește că am dat-o, am, am mers mai mult pe, pe, problema, pe problemele doctrinare, care fac diferența între noi și celelalte partide și care cred că sunt foarte importante. Iar pentru mine, ca viitor primar sau pentru colegii mei din Consiliul Local, este foarte important ca să avem cât mai mulți europarlamentari la Bruxelles, da? pentru că să ne înțelegem. Acolo se hotărăște totul. Eu nu înțeleg de ce e participarea a cea mai mică la europarlamentare. Noi aproape nu mai avem niciun cuvânt de spus. Parlamentul de la București. Parlamentul României este scos în ridicol. Da? Deci, uh, și oameni și iarăși mai trebuie să înțeleagă un lucru, că singurul nostru mod de a schimba ceva este de a schimba noi înșine, alături de pis din Polonia, alături de uh, Orban Victor și de, de Fides, alături de fratelii din Italia, suntem tot mai mulți. Dar tot mai mulți și avem puterea asta, dacă nu acum peste patru ani, dar tot o vom face, pentru că suntem determinați. Noi trebuie să schimbăm Europa, să o salvăm de la Bruxelles. Da? Eu, cum spunea Jacob Rees-Mogg, el era liderul, uh, uh, liderul deputaților conservatori în House of Commons. Și mie îmi asta a spus BBC, uh, uh, în general. Și el spunea, că uh, în Uniunea Europeană este o ofensă la adresa democrației. Pe care noi, cea mai veche democrație din lume, se referea la Marea Britanie, zice că nu, nu ne putem permite să o mai tolerăm. Fiți ei și-au uh, și -au permis Brexit-ul. Eu am fost un brexiteer. Uh, noi suntem mult prea mici suntem, suntem legați economic de, de toată Uniunea europeană ca să ne permitem așa ceva, de deci ce este exclus. Cine spune că aurul vrea să scoată România din Uniunea europeană, uh, vorbește prostii. Nu avem niciun interes să facem treaba asta și ne este foarte bine în Uniunea Europeană. Noi vrem să salvăm Europa. Cum spunea Orba Victor la un moment dat, zice, în 1990, când eram tânăr și făceam manifestații împotriva comunismului, în 89, pardon, zice, credeam că Europa este salvarea noastră. C Acum îmi dau seama că noi suntem salvarea ei. Înțelegeți? A zis lucruri concrete. Hai să vă dau un exemplu de lucru concret. Dacă noi am fi avut oameni vertical care să conducă România, când a sunat Ursula von der Leyen, și aici vorbiți cu un om care studia medicina, eu nu am studiat, dar mă pricep puțin, puțin la filozofie politică. Și anume la conceptul de subsidiaritate, care n-a fost respectat în toată perioada pandemiei. Sună un telefon. Domnul Claus Werner Iohannis, dacă vreți, mă ridic în picioare, ia telefonul și zice, ia vol. Vorbește cu doamna Ursula, agrează probabil ca un miliard de euro să meargă pentru acoperirea unei părți doar din contractul făcut cu Pfizer. Domnul Cățu, prieten cu ăsta, care acum a văzut împărțea PUM și tot soiul de, mă rog, alte cum să spun, Deputatul PNL, da. Vâlceanu, da, alte activități de, ce, de genul ăsta, exact, Vulceanu, Domnul Câțu vine și spune, da, suntem de acord cu 120 de milioane de doze la prețul de un miliard. Nu ați aveți de cât anume din miliardul ăla a fost la propriu vărsat pe apa sâmbetei? Probabil 80%. Deci probabil sub 5 milioane de doze au fost realmente utilizate da, de către Asta vă spun români. eu, care am lucrat în centru de vaccinare și am vaccinat în scursul la cabinetul meu. Nu, Deci cum să cumperi 120 de milioane de, de doze pentru... Bun, întrebare. Cine plătește pentru tunul de un miliard? Altă întrebare. Ce puteai face cu miliard? Și vă dau eu un răspuns, repede. Și dacă ai face cum se spun, 100 de kilometri de autostradă în zona Valea Oltului, unde practic tot traficul național se blochează la un preț mare de 10 milioane de euro pe kilometru, poți face 100 de kilometri de autostradă într un timp record, în 3 ani, să zicem de zile pentru a da românului, da, ați spus ceva concret și palpabil, exact. satisfacția că în loc să stea două ore jumate în ambuteaj, stau 20-30 de minute și au trecut în Transilvania. Deci lucrurile astea se puteau face, dar nu se poate face așa ceva într-o țară în care președintele nostru a găsit o soluție privată la o problemă publică, anume elicopterul sau avionul mai nou de lux în jurul Lumii el face ocoluri după modelul lui Jules Verne, că probabil că asta înțelege el prin România educată, să facă ce făceau personajele din Jules Verne, ocol în jurul pământului, fără să-și pună problema ce fac ceilalți, care nu-și permit un avion privat, care nu-și permit să meargă cu uh, un, un jet de ăsta uh, plătit și el din bani publici. Deci noi avem o catastrofă, sub ochii noștri, de leadership politic, care, iertați-mă, iese la iveală, mai ales acum, în contextul revelațiilor despre statul paralel despre Coldea, despre... Chiar pe finalul emisiunii, domnul doctor, nu, o secundă. Nu am terminat, nu am terminat ce am de, de, ce spunea Jacob Risma că Uniunea Europeană este ofensă la adresa democrație? Pentru că puține lume știe. Dumneavoastră știți că oamenii ăștia, europarlamentarii, da? pe care noi votăm și care se presupune că ne reprezintă interesele și care este votul, este baza democrației, da? Ei fac recomandări către Comisia Europeană, nu legi. Deci dacă deputații din Parlamentul României votează o lege, guvernul este obligat să o aplice, da? să o implementeze. Dacă eurodeputații din Parlamentul European votează, ei nu votează legi, votează recomandări pe care Comisia, adică Guvernul European, nume ciudat iară, da? comisari, nu se numesc ministri, se numesc comisari, e un termen de origine sovietică, de atunci. De ce nu zicem Guvern European? Mă rog, dar ei nu sunt obligați. Deci este o mimă a democrației. Ei trebuie să meargă acolo și trebuie să schimbăm lucrurile astea. Vrem o Uniune Europeană, dar vrem o Uniune Europeană care să funcționeze pe baza de, uh, valorilor demo democratice, adică a voinței majorității. Asta, domnule, suntem pe finalul emisiunii. Vă aș un mesaj pentru cei care ne urmăresc și se identifică cu programul dumneavoastră la nivel local. Deopotrivă, domnule, Neamțu, o să vă adresez aceeași întrebare după ce ne va spune domnul uh, Vântu. Ce mesaj? Un mesaj, exact. Păi, tot ce am spus până acum a fost un mesaj. Ce Așa, mesaj? Unul ca să fie de impact pe final. Da. Exact ce am spus, repet, din nou. Deci, oricât de mult bine aș vrea să fac eu ca, ca primar, fără un uh, Consiliu Local Loiar, fără lista de consilieri Aur, uh, voi fi legat de de repăcioară. Voi fi impotent. Mulțumesc, domnule doctor. Domnule Neamțu? Eu îi chem pe toți cei care ne urmăresc să fie și ei apărători ai patriei române. Sună bombastic, dar e un adevăr. Prin votul dumneavoastră al celor care ne urmăriți puteți face diferența. Ei se tem de votul dumneavoastră ca de un glonț, pentru că din 4 în 4 ani ei, politicienii sistemului, sunt împinși să se întâlnească cu dumneavoastră. Veniți să votați, dacă vreți, și dintr-o mânie justificată de lucrurile din trecut împotriva actualului sistem al Partidului Comasat Român, cu adevărata și singura alternativă Alianța pentru Unirea Românilor. Va fi bine în 9 iunie și ne vedem la Bruxelles. Domnilor, mulțumesc că a fost o reală plăcere să avem această dezbatere. Dragi telespectatori, după cum vă mulțumim și dumneavoastră, Ioan Rusu este numele meu, Mureșul Alege, mergeți pe 9 iunie și exercitați-vă acest drept fundamental. Toate cele bune!